Frați și surori, Domnul Iisus, îi mulțumesc lui Dumnezeu din toată inima pentru oportunitatea acestei dimineți frumoase în care pot să fiu împreună cu dumneavoastră la închinare. Slăviți să fie Domnul! Amin. N-aș vrea să vă bucurați pentru că a venit un frate oarecare din America la dumneavoastră. Și aș vrea ca bucuria noastră a tuturor să fie deplină, pentru că Hristosul înviat este în mijlocul nostru în dimineața aceasta. Amin. Slăviți să fie numele Lui. Amin. Așa cum a apărut în dimineața învierii, în grădină la Maria, așa cum a apărut la ucenici după masa aceleia zile, așa cum a apărut după 8 zile, iar în grupul în adunarea ucenicilor, așa în dimineața aceasta El vine în mijlocul nostru și ne spune pace vouă. Probabil zic, mă gândesc că fiecare serviciu de închinare în casa lui Dumnezeu a trebuit să-l începem spunând: fii binevenit, Iisuse Hristos, Cel înviat în mijlocul nostru. Amin? Amin. Pentru că ceea ce dă farmec, ceea ce dă frumusețe și esență adunărilor noastre, frați și surori, este prezența Hristosului înviat în mijlocul nostru. Amin? Asta dă frumusețe, asta dă esență. Fără Hristos în mijlocul nostru, noi suntem o adunătură de români, nu o adunare sfântă. Mă înțelegeți? Aș vrea să conștientizăm lucrul acesta foarte clar. Fără prezența Hristosului înviat prin Duhul Sfânt, prin cuvântul care se propovăduiește, noi suntem o adunătură, nu o adunare. Ceea ce ne face să fim o adunare creștină, o adunare a copiilor lui Dumnezeu, este tocmai prezența binecuvântată, slăvită, a Hristosului înviat în mijlocul nostru. Binecuvântat să fie El în veci. Amin. Sunt pentru prima dată în mijlocul noastră. Foarte mulți mă numesc un pastor bapticostal, nu știu cât e adevărat lucrul acesta, dar vreau să vă spun că pentru mine există două feluri de creștini și nu mă interesează denominație, mă interesează doar starea spirituală, caracterul, și în conceptul meu sunt două feluri de creștini, creștini duhovnicești și creștini firești. Că-s baptiști, că-s pentecostali, că-s creștini, nu, asta n-are prea mare importanță. Îmi place să cred că sunteți niște creștini duhovnicești. Am auzit de păstorul noastră numai lucruri bune. Și asta mă bucură, pentru că de obicei despre păstori auzi multe, mărunte și exagerate. Eu am un principiu, tot ce aud despre colegii mei păstori, baptiști, pentecostali, jumătate nu cred. Din start. Deci tot ce aud jumătate arunc la coș, nu cred. Cealaltă jumătate mai cercetez, mai mă rog, mai cer lumină și călăuzit. Rar să auzi despre un frate păstor, coleg de slujire, numai lucruri bune. Domnul să-l binecuvânteze pe fratele Iosif, chiar dacă nu ne-am întâlnit, am experiența asta de multe ori, când mă întâlnesc cu anumiți frați, să faci așa o lipiceală tainică, adâncă, între inimi, pe care o face numai Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. M-am dus odată în Valencia, în Spania, și acolo o biserică pentecostală, erau și câțiva baptiști pe acolo, și era un păstor gândivor, care glumesc, fratele ăsta, simpatic, așa, zâmbăresc, și a venit lângă mine, nu l-am cunoscut, nu ne-am întâlnit niciodată, el era de Beiu și eu eram de altă parte de Bihor, și a venit și a spus, frate, nu știu de ce, Duhul lui Dumnezeu spune că în seara, după masa asta, va fi ceva extraordinar aici și mă bucur că ai venit. Nu te cunosc, nu știu cine ești, n-am auzit despre dumneavoastră, dar mă bucur că ești aici. Și de atunci am devenit foarte bun prieten și chiar mi-a zis odată, zice, auzi, dacă cumva te gândești să vii în Spania, să vii aici păstor, pe mă duc apoi în Beiuci. Slăviți să fie Domnul, pentru că Duhul Său ne strânge și ne constrânge la închinare. Și aș vrea ca în dimineața aceasta Domnul să reverse harul Său bogat peste inimile noastre și să ne dea un cuvânt de cercetare fiecăruia. Cu toată smerenia aș vrea să vă spun și să vă rog ceva, dacă știu că sunteți pentecostali și credeți în minuni. Poate ați fost dezamăgiți de multe ori de anumite
minuni așa fluturate numai. Dacă n-ați văzut o minune reală, autentică, până acum, cu ochii noastre, vă rog să vă uitați la mine. Eu am fost mort 3 ore. Păi ani mort. 3 ore mort. Complet declarat de clinica de cardiologie din Nashville, Tennessee. Sunt un purtător de pacemaker din 83. Mi-a schimbat aloturile pacemaker și s-a produs un accident. Am avut hemoragie internă, mușchii mi s-au fărâmițat. Doctorii au încercat să rezolve, n-au reușit, 3 ore s-au chinuit. După 3 ore m-a spus la morgă cu el, nu putem să facem nimic. În momentul acela a apărut pe schimb și inima mea a funcționat. Eu sunt declarat un miracle from above de doi mari profesori universitari ai Americii. Îl săvesc pe Dumnezeu pentru minunea aceasta. Nu vreau și nu m-am venit la noastră și vă mărturisesc sincer, nici n-am dezlegare totdeauna să vorbesc despre experiențele mele. Mulți frați curioși vin să mă întrebe ce s-a întâmplat în cele 3 ore și n-am dezlegare, spun totdeauna să spun despre asta. Chemarea mea este să propovăduiesc cuvântul. Ceea ce vreau să vă spun însă, fraților, am fost până dincolo. Și divinitatea este o realitate a realităților, aleluia, slăviți să fie Domnul, viața veșnică este ceva real, raiul este ceva real, ceva autentic. Pregătiți-vă, eu nu înțeleg de ce am, eu n-am să vin înapoi, dar a trebuit să vin înapoi. Și Dumnezeu mi-a dat o lucrare, o însărcinare și chemarea mea este să propovăduiesc cuvântul și să îndemn pe frații mei cu toată puterea, cu toată energia, cu toată călăuzirea Duhului Sfânt, să îndemn pe frații mei să ne pregătim pentru viața de dincolo. Cerul este un loc pregătit pentru oameni pregătiți. Amin? Amin. Să nu uităm lucrul acesta și haideți și dimineața aceasta să dăm voie Duhului Sfânt să folosească cuvântul Scripturii în a ne pregăti pentru eternitate. Pentru că nu se știe clipa când vom pleca dincolo. Amin? Amin. Duminica asta este supranumită Duminica Tomii și fratele m-a întrebat ce cuvânt am putea citi din Scriptură și am spus nu din tradiție, ci în a merge în termenii Scripturii, în linia Scripturii, să citim experiența sau pasajul din Ioan, capitolul 20 cu Toma. Evanghelistul Ioan, ucenicul iubirii, scrie Evanghelia sa și îl prezintă pe Domnul Iisus ca Fiul al lui Dumnezeu. Alege câteva minuni, 7 minuni bine selectate, care cu prisosință îl prezintă pe Domnul Iisus realmente ca Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Să vi se fie numele. Încheie cu cea mai mare minune pe care a văzut-o planeta Terra, învierea lui Hristos din morți. Domnul Iisus a făcut câteva învieri. A înviat tânăra aceea lui Iair, a înviat pe fiul văduvei din Nain și probabil noi cu înțelepciunea, cu dibăcia noastră, am putea să spunem, fetița aia, ce știu, a intrat în comă cumva, Domnul Iisus știa anumite treburi și hocus pocus preparatul și gata, ridicat-o, talita cumii și fata s-a sculat și gata, minune. Fiul văduvei din Nain și ăsta, băiatul ăsta o fi suferit ceva, șoc, Domnul Iisus a cunoscut niște tehnici așa, ciudate și gata, l-a scuturat un pic de lacră și l-a înviat. Dacă n-a fost vorba cu Lazar acolo, caput, acolo totul cade, că ăsta era mort de 4 zile și intrat în putrefacția acolo, nu mai era, mirosea tot cimitirul. Acolo nu mai există știință și explicații filozofice umane. Și acolo tot, de aia spune, iudeii căutau să omoare și pe Lazar, nu numai pe Domnul Iisus, de ce și pe Lazar? Pentru că era o dovadă clară că Fiul lui Dumnezeu are putere nu numai asupra bolilor, ci asupra morții. Și după ce l-a înviat pe Lazar mort, intrat în putrefacție, Domnul Iisus a înviat El însuși, în putere și în slavă. La baza credinței noastre este un Hristos care este Fiul vecii vecilor. Slăvit să fie numele Lui. Ioan, în capitolul acesta, în capitolul 20, ne prezintă istoria arătărilor Domnului Iisus cel înviat și interesant că Domnul se arată întâi unei femei, Maria,
Și apoi ucenicilor, dacă ar fi să punem problema asta la un comitet de biserică, la baptist sau la pentecostal, nimeni n-ar vota întâi o femeie și o femeie cu un trecut cam colorat, cam ciudat, și apoi noi, bărboșii, bărbații, grei, artileria grea a adunării, nimeni n-ar vota chestia asta niciodată, numai Hristosul Mântuia face asemenea gafe în primele. Domnul Iisus se arată unei femei, de ce Mariei? Maria s-a avut o experiență foarte ciudată cu Domnul Iisus. Domnul Iisus a eliberat-o de 7 demoni care o stăpâneau. Femeia asta l-a iubit foarte mult pe Domnul Iisus. Femeia asta, când Domnul Iisus s-a întâmplat cu Domnul Iisus ce s-a întâmplat, i-a intrat în criză de domnie. Și a luat pe Domnul și nu știu unde l-a pus. Ea n-a mai avut pace, liniște. S-a dus dimineața cu femeii la mormânt, au văzut mormântul bol, șocat, femeile s-au întors acasă, ea a rămas fiind ucenici, aleargă, se uită, văd, pleacă înapoi, dar ea rămâne lângă mormânt. Femeia asta nu se mulțumește cu vorbe, nu se mulțumește cu dovezi, ea nu se mulțumește cu explicații, femeia asta vrea Domnul. Ea vrea Hristos. Au luat pe Domnul și nu știu unde l-au pus. Și până n-am Domn, eu de aici nu mă mișc. Vorbeam aseară, fraților, dincolo. De multe ori suntem în criză de domnie și nu ne dăm seama. Umblăm pe smeci și încoace și colo. Suntem o problemă pentru alții, suntem o problemă pentru familie noastre, pentru noi și pentru biserică, oameni în criză de domnie. Și nu ne găsim locul și rostul, ci creiem probleme și devenim o problemă. Pentru că n-avem Domn. Pentru că n-avem călăuzire, pentru că n-avem direcție, pentru că n-avem traitorie. Ai nevoie de Hristosul înviat. Fă și tu ce a făcut Maria. Nu te mișca din locul ăla. Moise a zis, Doamne, nu plec de aici, dacă tu nu pleci cu noi. Nu mă mișc, orice mișcare fără Domn. Este un dezastru, un faliment, o catastrofă. Sunteți de acord cu mine? Amin. Amin. Noi avem experiențe de felul acesta. Maria avea Domn. Și Domnul se arată Mariei, se arată dragoste ei. Dacă tu iubești pe Domnul cu adevărat, că ești fetiță la orchestră, că ești băiat, că ești frate, soră, bătrân, n-are importanță. Dacă tu iubești cu adevărat pe Domnul și numai pe El și faci din El prioritatea ta supremă, El în dimineața aceasta ți se va revela. Și aș vrea dimineața asta să nu fie duminica lui Toma, ci să fie duminica mea și duminica ta. Amin? Amin? Pentru că Domnul când ți se arată, aia e duminica ta. Mi-aduc aminte că eram în balconul bisericii de Timișoara, în Romulus, pe vremuri, în 1970, și Domnul mi s-a arătat și mie acolo, aia a fost duminica mea când predica fratele Olaliviu și se zguduiau balcoanele. Eram singur ascuns acolo și Domnul mi s-a arătat și mie și a fost duminica mea și nu pot să uit niciodată când Domnul și-a revărsat mila și îndurarea peste viața mea, să li să fie numele Lui. Apoi Domnul s-a arătat după Maria ucenicilor și li s-a arătat pentru că aveau nevoie să li se arate, da? Pentru ca să le arunce frica și să le ofere pacea. Și spune în versetul 19, în seara acelea zile, cea dintre a săptămânii, pe cărbușile locului erau, unde erau adunați ucenicii, erau creiate de frica iudeilor, a venit Iisus, a stătut în mijlocul lor și le-a zis, pace vouă. Dar unul din ucenici nu era prezent. Luată Biblie. Ce importanță că unul nu. Băi, fraților, slăbiți să fie Domnul că suntem 200 aici. Aleluia! Că noi, fratele Gheorghe sau fratele Pătru, sora Ana, sora Maria, Domnul să-ți împune de ei. Treaba lor. Nu au venit la biserică, bai lor, în el nostru. Asta e mentalitatea noastră de putere. Dar nu a Domnul Iisus. În fața Hristosului înviat, fiecare dintre noi suntem o valoare. Amin? Amin. Când tu nu ieși la adunare, Hristos e foarte preocupat absența ta. Pentru Hristosul înviat contează enorm de mult, frate și soră. Nu le ții de la adunare niciodată. Pentru că Hristosul înviat are nevoie de fiecare dintre noi. O, dacă e acolo Petru, dacă e acolo Ioan, dacă e acolo Iacob, dacă sunt acolo ceilalți. Mulțumesc.
E suficient, nu trebuie, dacă e păstorul, diaconii, divișorul, cântărețul, nu-i problemă de asta că lipsește cu tare. Ba da, e o problemă foarte mare. Unul din ucenici, zice Scriptura, nu era cu el. Când ceilalți l-au informat de experiența avută, zice, ceilalți i-au zis, deci, am văzut pe Domnul. Și l-a zis, really? Chiar l-ați văzut pe Domnul? Wow! Ia spuneți-mi ce s-a întâmplat. Cum a fost? Hai să facem o seară de veche și să spuneți ce a fost, cum a fost. Că tare curios. Asta a spus Toma. No way! Toma nu spune așa ceva. Auziți ce spune Toma. Dar el i-a răspuns, dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor, dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. Ucenicii vin în fața lui Toma, al fratele lor, din grupul lor, și vin cu o exprimare sinceră, deschisă, cu o experiență extraordinară. Au văzut pe Domnul și Toma? Nu. Toma, pe de altă parte, vine în fața grupului de ucenici și exprimă sincer, deschis, starea, frământarea prin care trece, îndoiala cu care se lupta. De-a lungul anilor, Toma a fost criticat sever pentru necredința lui și de multe ori folosim expresia asta, Toma necredinciosul. Vreau dimineața asta să vă schimb puțin părerea și bazat pe cuvânt. Haideți să-l privim pe Toma ca pe un frate, nu ca pe un necredincios. Ca pe un frate al nostru, frate de cruce. Și am să vă explic de ce. Pentru că mulți dintre noi, fraților, ne asemnăm cu Toma. Nu la înfățișare, ci la atitudine. Da? Toma a zis geamă, el avea un geamă. Și interesant că Scriptura nu ne dă numele fratelui geamă. Ăla poți să fiu eu sau tu. Oricare dintre noi. Noi suntem frate cu Toma. Dacă nu credem asta, cel puțin aș vrea să o admitem pentru moment în dimineața aceasta. Pentru că, fraților, dați-mi voi să vă spun, avem și noi îndoielile noastre. Avem și noi neclaritățile noastre. Nedumeririle noastre, semnele noastre de întrebare asupra unui lucru sau altul. Am fost sfârșiat, devastat la un moment dat când am trecut prin niște situații delicate în familie și soția mea se frângea înaintea lui Dumnezeu și atunci Belu, nu mai pot ruga! Nu mai pot ruga! Am ajuns într-o situație, nu înțeleg de ce Domnul lucrează în felul acesta! De ce se întâmplă asta sau asta? Mi s-a frânt inima. Și n-am avut nicio explicație pentru soția mea. Sunt predicator de atâția ani. Ea mă cunoaște, mă știe. Să stai în fața soției, în fața copiilor. Mut. Și să n-ai nicio explicație. Doamne, frumos predicăm la frații. Dacă trecem noi prin situații, când avem noi semnele noastre de întrebare, atunci parcă ne frânge. Chiar dacă prin an Tom a ajuns proverbial pentru îndoiala lui, să știți că și ceilalți ucenici au avut îndoieli. Nu numai Toma. Și ceilalți. Ia deschideți, vă rog, la Matei, capitolul 28, versetul 16. Auziți. Cei 11 ucenici s-au dus în Galileea, în muntele unde le poruncise Iisus să meargă. Când l-au văzut, versetul 17, i s-au închinat, dar unii... What? Unii s-au îndoit. Nu li se spune exact aici cine s-a îndoit, cât s-au îndoit. Pot citi, pot înțelege fraza asta scrisă de Matei în Evanghelie, în timp ce unii s-au închinat, alții s-au îndoit sau... Unii ucenici s-au închinat îndoindu-se în același timp. S-au închinat, dar s-au închinat cu oarecare îndoială. Și tatăl ăla care a venit cu copilul bolnav la ucenici și n-a putut, când Domnul și de la pământ, la schimbare la față. Și când a venit Domnul și a spus,
totul e cu putință dacă crezi. Și tatăl ăla disperat în durerea ta zigat, cred, Doamne, ajută-ne credinței mele. Ce era acolo? Un amestec. Cred, Doamne, ajută-ne credinței mele. O luptă cu îndoială. Oricare alternativă poate fi posibilă. Ce e sigur că problemele se pun la curat aici. Nu doar unul s-a îndoit. Nu doar Toma era îndoielnic după înviere, ci toți. Unii din apostoli au fost mai dedicați discipolii Domnului. Alții au fost mai șovăielnici. Fiind 12 Emaus, când apare străinul, zice, o, tu ești singurul străin, noi credeam că el e acela care va izbăvi pe Israel și acum mai credem? Teoretic, da, frate, tu crezi în Scriptură, soră, crezi, ba, cum să nu, eu sunt pentecostal, eu fac cu soră, cum să nu crede o Scriptură? Dacă treci prin situații delicate, când te lupți cu semne de întrebare, cu stări, la care pe care nu le-ai expectat niciodată, cum stai cu credința, frate și soră? Asta este problema, asta este testul vieții noastre. În ciuda îndoielii care i-a paralizat pe ucenici atunci, ei, cu timpul, Domnul Hristos i-a înviat, a lucrat în viața lor și au devenit oameni mari ai credinței care au răscolit lumea, slăvit să fie Dumnezeu. Amin. Mai târziu, găsim în Faptele Apostolilor, dușmanii că afirmă, oamenii aceștia care au răscolit lumea au venit și aici și Iason i-a găsuit. Și oamenii care au răscolit lumea din națiunea noastră română au pătruns și au împânzit toată Europa, toată America, toată Canada și avem biserici de frați care cred și se adună și se închide Hristosul în viață după 2000 de ani. Lăudați să fie Domnul Mecea. O dovadă clară în ei suntem în prezența noastră aici. Pentru că sunt în locul acesta slăvit să fie Domnul. Frații mei, asta este ceva extraordinar. Aș vrea să înțelegem în dimineața aceasta că putem fi buni creștini și totuși uneori avem întrebări, neclarități și îndoieri. Asta nu înseamnă însă că suntem slabi în credință sau că am căzut de la credință. Mă uit în Scriptură și văd oameni mari ai lui Dumnezeu care au trecut prin stări de decepții, de dezamăgiri. V-ați aminte de Moise? Doamne, nu mai pot! Nu mai pot. Primite pe altul, folosește pe altul, eu nu mai pot. Șterge-mă pe mine din cartea care a scris-o. În ce dicit a ajuns acest mare bărbat al Vechiului Testament? Ilie, marele profet al Vechiului Testament, care cutremură tot imperiul, toată împărăția, și se luptă cu o armată de 850 de proroși falși, Arubaal și Astatei. La un dat, poate de dezamăgire și spune, Doamne, ia viața, nu se mai mânca părinții mei. Sunt o limită toată, sunt o epară. Să simte de prima descurajat și vine îngerul din bucătăria cerului și aduce mâncare. Ilie scolte și mănâncă. Și trimite la Horeb și din nou susurul blând și subțire îl întărește și îl repune pe traiectoria lucrării și a slujirii să fie, slăvit să fie Domnul. Iona, marele profet, evreu naționalist și ovin, când îl trimite la Ninive, eu știa că era profet, avea și profetul, că Ninivei vor veni într-o zi peste țara lui și o să o facă praf. Și el nu vrea să mai, el vrea să moară. Când a primit mesajul, încă 40 de zile și Ninive va fi nimicit, a, preț de lor, nenorociții aia, comuniștii aia, scurcați aia, bine că eu mor, bine că l-o veni ziua, aleluia! Numai că Dumnezeu n-a inima lui Iona și inima mea, sau a ta. Dumnezeu zice, du-te la Ninive și spune împotriva ei. Că Dumnezeu știa că Ninive se va pocăi. Și când Iona a văzut că a rămas de rușine, predicatorul care rămâne de rușine în mesaj, și Domnul salvează Ninive, Ninivei se pocăiesc de la împărat la animale, și Domnul iată, și Iona se enervează să mâni, să turbură așa ca un baptist, ca un pentecostal de la îmbucunat, nu-i mai găsești. Leacă niciodată.
Și vine Domnul și zice, nu-i faci că eu nu te mâni. Da, bine că nu-i fac oameni, motive să mă mâni. Și cum motive să te mâni, să fii împăcunat? Că Dumnezeu lucrează după mentalitatea ta, după conceptele tale? Și Iona cade în decepție. Ca predicator mă întreb uneori, Doamne, ce-i cu atâta risipă de cuvânt că la Dumnezeu noastră? Dumnezeu ne-a dat harul în Sacramento, California, să începem o biserică de la 3 familii. Și am ajuns la 300 și la aproape 400 de ori. Și după ce am plecat de acolo, s-a întâmplat niște lucruri și am uitat înainte Domnului și am plâns. Și am zis, Doamne, mă uit acolo, de la distanță, din Texas, Doamne, ce se întâmplă? Ce-am predicat eu 18 ani acolo? Iubesc cuvântul, mă țin de cuvânt, predic cuvântul. 18 ani am încercat Evanghelie să pompez în ei prin Duhul Sfânt. Tu, ce se întâmplă? Ce-i cu atâta risipă de cuvânt? De ce unii rămân așa de insensibili la mesaje scuduitoare? Avem predicatori mari! Avem o Evanghelie clară, avem explicații, avem dovezi, lucrează Duhul Sfânt cu putere. De ce scoateți-a creștini firești din adunările noastre, creștini lumești? De ce tinerii iau razna și se duc pe valul lumea acestia? Ca și păstor, mă interesează chestia asta. Am serioase semne de întrebare. Frăților, cred că nu-i ceva de pasat ca un credincios să aibă îndoiere. Nu-i ceva dincolo de realitate. E o realitate. Uneori treci prin stări pe care nu ți le poți explica. Când omenescul din nou și de noi și limitările lui ne blochează în starea noastră, în relația noastră, în slujirea noastră pentru toți. Nimeni n-are o credință perfectă, desăvârșită, care să nu oscileze niciodată. Noi zicem, Toma necredinciosul. Dar, frate, aș putea să spun Petru credinciosul? Aș putea să spun, când citesc în Biblie, Petru credinciosul? Aș putea să spun Andrei credinciosul? Iacov credinciosul? Când Domnul a fost prins în grădină, ca potârnicile, au fugit toți. N-a rămas unul. Petru să leapă de ăla sau ce să spânzură. Care-i credincios din ăștia? Toma necredinciosul, aia credincios și nu e. Toți au trecut prin experiențe de felul acesta. Frații mei, adevărul este că trăim pe pământ. Mereu vom fi tentați să trăim uneori prin vedere și nu prin credință. Deși Pavel spune clar, noi trăim prin credință, nu prin vedere. Noi ne uităm la lucrurile care nu se văd. Nu la cele care se văd, că cele care se văd sunt trecătoare. Cam am. Mâine dimineață o să văd eu la ce vă uitați. Cine dă mai mult, unde iese business-ul mai colosat, nu? Dar sunteți predicostrați, nu? Cum? Adică trebuie să iasă ceva, că de-aia nu uit în Canada, nu? Nu? Să ne uităm noi la lucrurile care nu se văd all the time? Nu, ei, nu facem asta. Nu facem asta. Câteodată avem eclipsele noastre, avem coborârile noastre, alunecușurile noastre și trăim prin vedere, nu prin credință. Noi toți ne luptăm să manifestăm o credință puternică. Adevărul este că nu-i ușor. Nu-i ușor să trăiești o viață de credință puternică. Așa e fățit. Când ai un bărbat încăpățânat, soră și... Mă, cum vrea el. Că poți în care vară și zice că poți capul. Și-ți arată pumnul. La el ce-i în cap și ce-i în pumnul e același lucru. E ușor? Nu, nu zice bunică, că ai Iisus. Când ai câte o soție care toată ziua, măi, femeie, și nu se oprește niciodată. Și mai ai și o soacră care ajută și dă, yes. Fraților, spuneți-mi, e ușor să treci viața de credință. Să fii pocăit, să tragi în gură. Citeam o glumă pentru bărbați într-o zi. Glumă, realitate. Zice, dacă vrei să ai o căsnicie fericită și reușită, cere iertare când ai greșit. Când ai dreptate, taci din urmă. E un lucru să manifesti o credință când e sănătos, fericit, când totul merge bine în familie, în biserică, în business. Dar când te îngrijorezi, când apar semne de întrebare,
când doctorul comunică că analizele sunt extrem de proaste și că nu există nicio șansă, când doctorul spune că s-a găsit ceva suspicios, când relațiile în familie sunt date peste cap, când mașina s-a defectat tocmai când aveai mai mare nevoie de ea, când banii sofisesc, sunt duși pe apa sâmbetei sau nu, când copiii îți fac zile negre și nopți albe. Mai e ușor să trăiești viața de creștință? Nu e ușor, frate. Sunteți cu mine? Vă înțelegeți? Nu e ușor să manifesti o credință puternică în timp de nesiguranță, în timp de necaz, în timp de frică, de supărare, de durere. Atunci începe îndoiala să se strecoare în inima noastră, în mintea noastră. Și pun și eu întrebarea pe care a pus-o Elisei odată când ajunge la Iordan. Unde este acum Dumnezeul lui Ilie? Care a făcut asemenea minuni mari? Fraților, greșită întrebarea lui Elisei. Foarte greșită întrebarea. Unde este Dumnezeul lui Ilie? Dumnezeul lui Ilie e acolo unde a fost întotdeauna, slăvit să fie numele Lui. E pe tron. Știți care e întrebarea reală? Unde este acum Ilie al lui Dumnezeu? Asta e întrebarea majoră. Dumnezeul lui Ilie e pe tron. E viul vecii vecilor. Dar Ilie al lui Dumnezeu mai e printre noi. Aici e buba. Aici e încurcătura. Aici este dilema. Ce faci când îndoiala te impresoară? Problema nu este dacă avem îndoieli sau nu. Avem sigur. Asta e o realitate. Ce faci când ești confruntat cu întrebări la care nu găsești răspuns? Cu adevărul pe care nu le pricepi? Ce faci când rugăciunile rămân neascultate, fără răspuns? Când ai realități care te frâng, îți frâng inima și te pun down? Ce faci când te întrebi unde-i Dumnezeu? De ce nu poartă de grijă? De ce nu intervine Dumnezeu? Ce faci în circunstanțe, în viață, în care, la locul de muncă, în familie, în biserică, totul este dat peste cap, totul este upside down? Ce faci atunci? Ce fel de credință ai în asemenea momente? Suntem tentați să ne rugăm sau să negăm câteodată sau să înăbușim îndoielile? Și de ce facem lucrul ăsta? Pentru ca să trăim spiritual. Acum să vin eu să spun la fratele vostru, frate, mă confund cu niște îndoieli. Pur și simplu nu ajută ce mă interesează. Păi, dar după aia nu te mai pune la ori doi persoane. Nu mai conduci cu interne, nu mai când se întâmplă. Soră, dar în momentul tu tot în dar mai știi că tu ești pocăită. Cum adică tu ai pierdut cu niște probleme, așa, dar noi încercăm să camuflăm, să ascundem stările astea, să nu se știe, să nu se afle. Și le sublumăm în familie. Suntem tentați să facem lucrul acesta. Când noi ignorăm îndoielile, devenim ca omul acela care simte o durere ascunsită în piept și nu sună la emergență la doctor. Crede că se va duce de la sine și asta poate să fie la fara de multe ori. Deci cum putem fi un creștin autentic, un ucenic autentic a Domnului Iisus, când ne luptăm, ne confruntăm cu îndoiala? Știți care e primul pas? Să recunoaștem îndoiala. Tom a înțeles că ignorând îndoiala, neglijând-o, ea nu va dispare. Toma este omul care astăzi, în duminica lui, ne dă o lecție spirituală extraordinară. Când te lupți cu îndoiala, cu neclarități, cu probleme în viață, cel mai bun lucru este nu să nu vii la adunare, să vii la adunare și să mărturisești îndoiala. Fraților, am o problemă, iertați? Voi ați crezut că sunt un om tare, un om foarte spiritual. Dar să știți că eu am niște probleme serioase. Aș vrea să vă rugați pentru mine. Toma și-a exprimat îndoiala deschis, onest, peste o săptămână Domnul reapare și se ocupă special de îndoiala lui Toma. După 8 zile, ucenicii lui Iisus erau iarăși în casă, era și Toma împreună cu ei, pe când ușile erau încuiate, a venit Iisus, a stătut în mijlocul lor, că ăsta e locul Domnului Iisus în mijloc, le-a zis pace vouă, încă o dată pace vouă, înseamnă că prima dată le-a dat-o și ei au primit-o așa, în țăria, da?
Domnul le-a dat-o din abundență, le-a venit-o cu țăteală și acum după o zile iar vede Domnul nevoia de pace în biserică și mereu, mereu vede Domnul de nevoia de pace în biserică, zice, pace vouă. Apoi a zis lui Toma, lasă pe cei lasă lui tău direct la Toma și zice, Toma, a dus de ce tu face? Ups, pe cine de Domnul cu urmă? Cine e neseră? Cine a și dus vorba la Domnul Iisus cel Mântuiască? Spune ce a zis eu, duminica trecută, lunea trecută. Care îmi vreau, mă, toată ziua cu bârfe și cu hârtii pe aici? Nu. Iisus cel Mântuiască are ochi ca paracopul. În fața lui totul este gol și descoperă la el, trebuie să meargă cineva să-i șochească, să-i spună ce-o spus Toma, ce-o spus Petru, Ana, Ion, Marie. Nu, oare? Nu. Domnul știe tot, Domnul aude tot, Domnul vede tot. Și Toma se prăbușește și spune cu sinceritate, Domnul meu și Dumnezeu. S-a dus Toma să pună deget. S-a dus Toma să pipăie. Un cuvânt al Hristosului în viață rezolvă toată problema. Slăviți să fie numele Lui. Fraților, dați-mi voi să vă spun ceva. Nu am fi noi niște credincioși din aia extraordinar, cu o credință nezilogită. Nu am fi noi niște pentecostali sau niște baptiști de talie mondială. Dar un singur lucru cred eu, că Dumnezeu cere de la mine și de la tine întotdeauna. Sincer. Să fiu sincer, ori, să fiu căutat în Dumnezeu. Să spun, Doamne, unii cred că Bog e ăla cu experiențe, cu predici, cu nu, Doamne, Toma și așa. Eu sunt o fărâmă de lut. Eu sunt o nimica toată. Tot ce dă farme, vieții mele, slujirile mele, este prezența ta în viața. Slăviți să fie numele. În umblarea mea prin lume, în ispitele haine, peste tot, Iisuse, Doamne, numai harul Tău mă ține. Numai harul! Numai harul mă păstrează niciodată! El mă ține! El mă face credincios cu adevărat! Slăvit să fie Domnul! Ești tu un creștin autentic, sincer? Mărturisești tu când te lupți cu un boiană? Nu doar atât. Toma, când se prăbușește înaintea Domnului, toate negravitățile, toate îngrijorările dispar. El a mers mai departe și în credința lui care a revitalizat în viața lui prin prezența Hristosului înviat, prin cuvântul Hristosului înviat, a făcut din el un gigantic om al credinței. Pentru că el face o mărturisire pe care nu o face nici Petru, pe care nu o face nici Ioan, pe care nu o face absolut nimeni. Domnul meu și Dumnezeu meu. Poate ați auzit și a studiat la amărâți ăștia de americani sau canadieni problema cu lordship-ul, teoria asta cu lordship-ul. Există o idee tare diabolică în creștinismul american, care a făcut dintre români din nefericire, că poți să-L accepti pe Hristos ca mântuitorul al tău, să faci din Hristos, să fii clientul lui Hristos, să faci din Hristos binefăcător, să te mântuie, să te vindece de bol, să te eliberezi de demon, dar dacă vrei să accepti omia lui Hristos, să accepti, dar nu-i problema. Poți să beneficiezi de Hristos, să profiți de Hristosul înviat, dar să nu accepti domnia și stăpânirea lui, asta e un alt pas. Dar tu tot încerci te duci pentru asta. Fraților, eu nu cred asta. Și Toma în duminica lui ne învață că și în faptele apostolilor de fapt găsim cele două sunt conectate mereu împreună. Dumnezeu a făcut ca acest Hristos Domn și Mântuitor. Asta sunt conectate, asta tu nu le poți separa. Teologia falsă americană le separă, Biblia nu le separă. Când l-ai acceptat pe Hristos ca mântuitor, ca binefăcător, ca eliberator, El este și Domnul. Inevitabil, Domnul ființei tale. Tu nu poți fi pocăit să profiți de Hristos, să te mântuie, să te ierte, să te vindece, să te elibereze și să trăiești haotic de capul tău din Canada. Nu.
Nu trebuie să accepti domnia lui Hristos. Alții, când s-au întâlnit cu Hristos, Maria, la declararea drabunii, învățătorule, dar Toma are o declarație fantastică. Domnul meu și Dumnezeul meu. Confruntând îndoiala lui, Domnul i-a rezolvat neclaritățile lui și el a declarat o credință autentică, puternică. Fraților, când trecem prin îndoieli, primul lucru să fim sinceri, să recunoaștem îndoială. Al doilea lucru, să ne încredem total în Dumnezeu. Să admitem sincer îndoielile din viața noastră și nu numai atât, dar să nu te oprești, ci să te duci mai departe și să vii la Domnul cu îndoiala ta, să spui, Doamne, ăsta sunt eu. Toma vine la întâlnire așa îndoielnic cum era. Știți care e greșeala noastră de mod? Eu, ca pastor am fost asta, probabil că și fratele, și toți păstorii. Când cineva e cu musca pe căciugă, când se luptă cu păcatul, cu îndoiala, primul lucru care îl face ciudat, mai vine la biserică. Mă vezi că nu mai vine. Și dacă îl sun, zice, frate, am păcătuit, da? Frate, de ce ne-ai făcut? Trebuie să merg cu soția, să zic, bine, copilul, nu știu ce, pisica, o salatele și... O mie și una de scuze că el nu vine la biserică, dar starea lui e cu totul alta. El nu vine la biserică pentru că a intervenit păcatul, pentru că a intervenit îndoiala, semnele de întrebare, neclaritățile, frământările, îngrijorările și așa mai departe. Oamenii, când au cea mai mare nevoie de Hristos, atunci îl ocolesc de Hristos. Când au cea mai mare nevoie de adunare, de părtășie, de rugăciune, de întărire, de îmbărbătare, de mustrare, Tomatul nu vin. Nu vii să pare ciudat asta? La alții da, dar la tine nu. Foarte interesant. Fraților, următorul pas este acesta. Când noi ne confruntăm cu îndoială, să venim sincer înaintea Domnului și să zicem, Doamne, ăsta sunt eu. Asta e starea mea. Pentru că faptul că o persoană are îndoieli, anumite neclarități, chiar decepții, asta nu înseamnă că el nu este devotat lui Dumnezeu sau credincios. Important este să recunosc starea, să o confrunt, să vin cu ea înaintea Domnului Iisus la adunare și Domnul se ocupă de asta. Slăviți să fie Domnul că El nu abandonează pe nimeni. Nu mă abandonează pe mine. Nu l-a abandonat nici pe Toma, nici pe tine, nici pe tine. Și dacă este aici un român haotic prin Montreal, care așa au venit din Imereală pe aici pe la biserică, sau cine voi insista de să vină, vreau să-ți spun, prietenul meu drag, chiar dacă nimeni nu dă doi bani pe tine, chiar dacă n-ai geaca, chiar dacă ești, pierde vreme pe aici, Domnul Iisus te iubește. El a făcut un appointment cu tine aici astăzi. Ai lupte, probleme, neclarități, nerezolvări. Domnul Iisus cel înviat vrea să te intersecteze, să-ți rezolve toate problemele. Așa cum s-a ocupat de Toma, așa cum s-a ocupat de mine, de multe ori vrea să ocupi de tine astăzi. Astăzi e duminica ta. N-ai venit aici la voia întâmplării. Ai un appointment cu Hristosul înviat. Astăzi Domnul se ocupă de problemele tale. Toma o săptămână pierde părtășia cu frații, pierde pacea, liniștea sufletească, dar el revine la adunare, caută răspuns și Domnul îi rezolvă neclaritățile și el rămâne credincios, devotat. Îndoiala nu e un lucru bun, nu e un lucru plăcut sau încântător, dar ea poate duce la ceva bun. Te poate apropia mai mult de crucea lui Hristos. Te poate face mai sincer, mai recunoscător, mai devotat Domnului Hristos cel înviat. Și asta este foarte benefic, o experiență necesară pentru maturizarea fiecăruia dintre noi. Și ai mai spune ceva în încheiere. Când ai îndoieli, când ai neclarități, este foarte bine să te confrunți cu Scriptura, cu Cuvântul lui Dumnezeu. Și pentru ca să vă fac să înțelegeți gândul acesta, aș vrea să
ne gândim la timpul când Ioan Botezătorul, cel care a venit să pregătească calea lui Mesia, despre care Hristos declară că este cel mai mare născut din femeie. Când Ioan Botezătorul are neclarități și îndoieri, când el tată în depresie, în decepție, Ioan a venit să pregătească calea pentru Mesia, l-a văzut pe Hristos și a declarat diavolul mielului Dumnezeu care ridică păcatul lumii. A avut o naștere miraculoasă, a anunțat așa mai departe, a avut o lucrare extraordinară, a avut un mesaj extraordinar, striga în pustia iudeii. El nu umbla după oameni, n-a apărut pe toate gardurile, pe toate clădirile. Vine aici mare evanghelist, Ioan Botezătorul, și predică. Nu, el s-a retras și a venit lumea cu grămada la el. Avea un magnet, o putere de atracție. Îi mustra, îi făcea pui de năpârci și ei tot veneau acolo să pochească, să boteze. Ce putere, ce influență. Dar la un moment dat, un predicator, cel mai mare născut de femeie, cade într-o depresie. Eu pune mâna, îl bagă în pușcărie și el stă sigur în celulă și zice, Doamne, ce se întâmplă? Eu am mai ales, sunt conștient de chemare, de alegere, de ungere, să pregătesc calea pentru Mesia. E nevoie de mine, cor, și eu sunt pușcăle aici, într-o patru zile. Ce se întâmplă? Și ucenicii vin și îl vizitează și Ioan zice, Luca 7:19, a chemat pe doi din ucenicii săi și i-a trimis la Iisus să-l întrebe. Tu ești acela care am vrea să vină sau să așteptăm pe mare? O gând. Ce șoc pentru Domnul Iisus. Erau și gălișori în pătură. Să vină doi ucenici la Domnul Iisus, aceștia s-au înfățișat înaintea lui Iisus și a zis, Ioan Botezătorul ne-a trimis de la tine să te întrebăm, tu ești acela care trebuia să vină sau să așteptăm pe un altul? Băi, un om tătalilor lui Ioan, cel mai mare pe care cum puteam conta, care le punea mărturia cea mai zguduitoare, ăla să se îndoiască, ăla să pună semene de mare, ăla să aibă neclarități? Păi, băieți, duceți-vă, spuneți lui Ioan că nu-i om. Că m-am crezut în el și am făcut de rușine. Merită să stea în pușcărie acolo. Acolo să-i pe aroasele. Ați citit versetul ăsta în Biblie? Nu l-a citit. Nu l-a găsit Biblie. Nici eu nu l-am. Auziți care l-am eu Biblie? Chiar în clipa aceea Iisus vindeca pe multe boală de chinuri, de durere și mulți ori, la mulți ori le-a dăruit vederea. Și drept răspuns el a zis, duceți-vă și spuneți-vă Ioan ce ați văzut, ce auzit. Orbii văd, șchiopii umblă, leproșii sunt curățiți, suzi aud, morți înviază și săracilor li se fac ajutoare din America și din Galata. Cum scrie? Mi se vestește Evanghelia. Doamne, iartă-ne că Dumnezeu de România. Că am trimis ajutoare în Evanghelie. Și am divizat pe frați și am ruinat pe stori. Săracilor se predică Evanghelia. Ce însemnează asta? Ce spune Domnul Iisus să spună ucenicii la Ioan? Ce era asta? Scriptura. Asta era profeția Scripturii. Când Ioan se luptă cu îndoiala, când Ioan pune întrebări și nu găsește răspunsuri, Domnul trimite pe acei ucenici să spună lui Ioan, spuneți lui Ioan să mai citească o dată în Biblie. Să vadă ce spune Scriptura. Nu ce-o visat de la noapte. Nu ce e spus cu tare sau cu tare. Nu politica lui Irod sau lui Pilat. Nu asta contează. Duceți-vă la Ioan și spuneți-i să citească Biblia. Ai îndoiere, ai neclarități, frate, pune mâna pe Scriptură. Amin? Aici este problema. Confruntarea cu Scriptura. Când circunstanțele din viață te dau peste cap, atunci du-te, pune mâna pe Scriptură, citește Scriptura. Cere lui Dumnezeu ajutorul și Domnul îți rezolvă toate problemele, toate neclaritățile. Și el spune, uite-te în Scriptură ce scrie.
Fraților, de câte ori m-am luptat cu îndoiala, de câte ori m-am frânt și am avut probleme grele când am citit Scriptura, Domnul mi-a dat lumina și călăuzirea. Când a început boala mea de inimă, eram în clinica de cardiologie din Cluj, emoțiilor. Și doctorul mi-a spus că am nevoie de un aparat de care va ține viața mea pe viitor. Un pacemaker care să bază în trupul meu și care să funcționeze în locul inimii. Să facă inima să mai bată, să mai pulseze. Nu puteam accepta ideea asta sub nicio formă. Să depind de un aparat. Eu depind de Domnul. Și n-am acceptat. Și doctorul a spus, mori! Fii foarte atent, mori! Profesor universitar. Mario, fostul cardiolog al lui Ceaușescu, a Comitetului Central. Profesor Stăncioi. Și într-o dimineață plângeam toată noaptea și am strigat către Domnul, Doamne, nu înțeleg, eu sunt copilul tău, m-am dat lipsie, am terminat un semnal, sunt implicat într-o lucrare. De ce trebuie să trec în situația asta? Și dimineața m-am trezit, bătea soarele așa în sală și eram vreo 6 bolnavi în sala aceea și toți dormeau, vor că iau lui acolo. Și un frate medicostal mai în vârstă era în colț acolo lângă ușă și citea Biblia. Cine a făcut scena asta? Toți dormeau și eu citea Biblia. Nu l-am deranjat, eu plângeam și am luat Biblia de pe notieră și am deschis-o. Și am spus, Doamne, eu nu deschid Biblia la întâmplare să găsesc așa versete la întâmplare, nu așa vorbește Dumnezeu. Eu am carte de meditație acolo, în versetul zilei, îl deschid, citesc Biblia, citesc meditația, mă rog, și așa mai departe. Deschid Biblia și zic, Doamne, sunt depusolat, sunt down, sunt dezamăgit. Dă-mi un verset. Și citesc în Zaharia. Așa vorbește Domnul către Zorobabel. Lucrul acesta nu se va face nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul meu, zice Domnul. Aleluia! M-am prăbușit înaintea Domnului și mă rog în care se voie ta. Slăviți să fie numele. Eram păstor în Sighet și a venit o femeie carismatică, așa, extremă. Și a strigat în biserică, hei, ce cred de pocăiți sunteți voi, că pastorul vostru tânăr e bolnav? Asta e dovada că nu-i nimic de voi aici. Și să răspunsul asemenea provocare, am stat, m-am uitat la biserică, biserica cu neclarități, neîndumerită, eu la fel. Și dintr-o dată Dumnezeu a venit peste mine și am deschis Biblia la Ioan 11 și am citit fața bisericii. Doamne, iată că acela pe care îl iubești Tu este bolnav. Acela pe care îl iubești Tu este bolnav. Se poate așa ceva, frații mei? Spuneți-mi, sunteți pentecostați, sunteți cu mine. Se poate ca acela pe care iubește Domnul să fie bolnav? Dar se poate. De ce? Auziți explicația. Boala aceasta nu este nici spre moarte, nici spre dezastru, nici spre rușine. Boala aceasta este pentru slava lui Dumnezeu. Boala aceasta este pentru întărirea în credință, pentru maturizare spirituală, pentru apropiere de Domnul, pentru a fi o mărturie vie. Vreau să vă spun că profesorul Stăncioiu, un om cât un munte, profesor universitar, când m-am dus la clinica din Cluj, am murit. Era mort. M-am zis la clinica și o soră pentecostală, era acolo director, executiv. Și eu n-am știut cine este. Și sora Rosalia. Și zice, ce doriți? Cu ce vă pot ajuta? Și eu zic, vreau să vorbesc cu domnul conferențial Stăncioiu. Și aia începe să plângă și zice, Dumnezeu, după ce planetă ai căzut tu? De unde ești? Din Oradea. Nu, nu ești din Oradea. Cum ești din Oradea? Eu eram din California, dar nu-mi place să spun prin România așa, de unde ești. Și zic că, eu sunt oradean, dar locuiesc în California pentru o vreme. Zice, Domnule, Stăncioiu mor de 2 ani. What? Cancer. Din cauza fumatului. E mor de 2 ani. Mare profesor universitar care pune primul pacemaker e mort. Și cu pacientul trăiește. Și predică Evanghelia Mondreal, Canada. Fraților, e o minune a lui Dumnezeu. Și minunile astea le avem printre noi. Le trăim fiecare dintre noi. Pentru că la baza credinței noastre este un Hristos viu.
Ai probleme, ai neclarități, te rupi cu doieri, ești un fel de toba. Astăzi e duminica ta. Dă slavă lui Dumnezeu, prăbușește-te înaintea Lui și spune, cum a spus Toma, Domnul meu și Dumnezeu meu. Lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți. Și crezând să aveți viață în numele Lui. Aleluia. Amin. Amin.